Bună ziua, dragii mei, sunt tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nod, nord, în rac, etalare pentru iulie 2022 aproximativ. Înainte să începe etalarea, vă pup, vă îmbrățișez, vă doresc la mulți ani, împlinirea tuturor dorințelor frumoase. Nu orice dorință, dorințele frumoase, să vă ajute Dumnezeu să manifestați tot ce e mai frumos și ce e benefic atât vouă cât și celor din jurul vostru și celor dragi vouă. În timp ce am amestecat, probabil pentru că am întârziat o lecuță așa cu etalarea, au venit deja cărțile și au... Ia uitați-vă ce a apărut. Prima a fost 3 de băte, apoi 2 de băte. Ideea e că se pare că vă așteaptă o călătorie, vă gândiți la o călătorie, vă faceți deja planuri. Vă faceți planuri. Eventual în ce direcție, ce firmă de transport, eu știu, mergeți cu... Unii poate sunteți prin Londra, nu obligatoriu, evident. Poate. Aveți de călătorie cu autocar, o fi vacanță, nu știu. Sau o fi altfel de călătorie. O călătorie importantă, aș spune, că nu degeaba a apărut așa, chiar în timp ce amestecam cărțile. Dar peste ape, peste ape, peste hotare, aș spune, cu acest glob, i-am zis, vă gândiți eventual la firma de transport, la, eu știu ce, avioane, prin ce aeroporturi veți călători, nu cred că va fi pe apă, dar deasupra apelor, sigur. Încercați să, în această perioadă în care vă faceți planuri de viitor, încercați și fiți optimiști și aveți o viziune mai amplă despre ceea ce vreți să manifestați la această călătorie. Interesant că setul de cărți s-a împărțit în două. Apare asul de băte. Știți sigur că această călătorie, interesant, 3, 2, 1, vă duce către un nou început. Nou, așa se zice, dar se pare că ceva a trebuit să se transforme, să renască focul interior, să renască o pasiune, să renască dorința de a face ceva nou într-o altă... Știți, e ca și când cineva se hotărăște să părăsească un loc pentru că știe că în locul celălalt va avea noroc, va avea dragoste, va avea pasiune, va putea să inițieze niște concepte, niște lucruri, da? Afaceri, chestiuni. Își reconstruiește viața. E o chestiune de renaștere și de foc interior. Care în aceste de cărți, interesant, asul de băte, focul interior vine pe al treilea ochi. Vedeți ce interesant, ce fain. Pasiunea asta e vorba de spirit, nu doar de atracție, nu doar sexualitate, e vorba de spirit. Ceva renaște în voi. După ce poate ați comunicat cu cineva, poate iar au fost călătorii, dar aceste călătorii au fost oarecum, au falsat. 7 de spade pentru mine falsează, fuge de o anumită realitate, într-un fel sau altul. Poate ați comunicat cu cineva care a fugit de voi sau poate n-ați comunicat, ați fugit de comunicare. Iar vedeți unde sunteți, variați de la un la om. E o chestiune care în trecut a existat un... hai, care e cuvântul? Lipsă de autenticitate. Da? Lipsă de autenticitate într-un anumit context. Însă, repet, acum s-a produs deja transformarea și acum vreți să manifestați în practic acest foc interior care vine eventual prin gând și iar încă o carte, am zis că s-a împărțit în două, da? Încă o carte, Marele Preot. Poate, nu poate, cu siguranță, credința vă ajută. Am vorbit de credință de la 3 de bâte, da? Credința vă ajută. Aveți încredere, rugați-vă că acolo unde vă veți duce, unde veți iniția ceva, vă veți găsi echilibru. Trebuie să aveți răbdare. 7 de monede. Nu zic musai că vă duceți către bărbatul divin, că bărbatul divin nu sunt mulți bărbați divini, așa cum nu sunt nici multe femei divine, dar trecând peste asta, aveți să vă schimbați viața și să vă găsiți echilibru într-un anumit context. N-aș spune musai tradițional, cât contextul respectiv vă cheamă la credință. Ca să ajungeți la această stabilitate, femei, bărbați, nu contează, trebuie să aveți credință.
Sper și această etalare să vă confirme și să vă susțină. Interesant este că în timp ce am amestecat aceste de cărți, a venit, ia uite, ce luna. Voi sunteți guvernați de lună. Depinde ce grade sunteți, dar în principiu luna. Poate au fost frici, poate au fost confuzii pe care le transformați, le schimbați mai bine zi și transformați prin credință, că am văzut marele preot. Interesant că la capătul setului de cărți apare coșciugul. Nu vă speriați, ideea este că ceva s-a transformat în voi sau puneți capăt unei situații, unei relații, unui job, unei, voi știți ce, unei, da? Și transformarea aceasta înseamnă renașterea despre care am vorbit. Hai să mai vedem. Acum totuși amestec în fața voastră o situație pe care o vor trăi unii raci, cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac. Ups, ia. E interesant cum apare. 8 și 4. Plecați de la o casă și mergeți într-o altă casă. Vă transformați întreaga viață. Eu așa simt. Interesant, 10. Doare această transformare, dar probabil că plecați dintr-un loc, schimbați 3 și cu 5 iar, cât înseamnă mai 8, nu? Hai că totuși mai știu o leacă matematică. Plecați dintr-un loc în care ați avut durere, ați avut probleme, v-ați chinuit și mergeți într-un loc în care vă simțiți că vă găsiți stabilitatea, da? 4, împăratul, am văzut mai devreme, ancora, vă găsiți, da? Simțiți nevoia să vă așezați într-un loc în care aveți spor, veți face bani. Peștișorii reprezintă bani, da? Veți avea parte de un soi de abundență prin această grădină. Dar, repet, ați văzut 7 de monede, trebuie să aveți răbdare. Ideea este, repet, lăsați în urmă. Sau chiar dacă doare, această transformare merită. Pentru că după durere, vedeți, apare ancora. Apare ancora. După pierderea acelui loc, acelei situații, apare casa, stabilitatea. Frumos. Chiar mi se pare foarte fain. De la o casă către altă casă. Și nu e vorba musai de construcție, aș spune că e vorba de cămin. Și în primul rând de stabilitate. Hai să vedem spiritul pe care ar trebui sau îl veți avea. Exact. Aveți nevoie să vă... Iată, 7, numărul faetonului, că tot e luni, iulie, pardon, că tot e iulie. Alegeți transformarea, aș spune. Alegeți să mergeți către, ce face, aici e o stea, da? Să mergeți către misiunea voastră. Misiunea voastră e în altă parte, nu acolo unde sunteți acum, pentru unii dintre voi. Și stea înseamnă vindecare. Ia uite, ce asta? Aici sta, iar 4, dar altfel de 4. Stabilitatea, echilibru îl găsiți în voi prin independență, este un soi de 9 de monede și prin înțelepciune. Yeah. Prin înțelepciune. Da? E 9 de monede toată ziua. Da? Și ce s-a mai arătat? Da. Polar bear. 2 și cu 6 iar 8. Aveți de transformat niște chestiuni care țin de tradiții. Străbunii voștri, unii au fost buni, alții n-au fost, unii v-au susținut, alții nu v-au susținut. Dar în momentul în care transformați, e un ciclu care se schimbă, că am văzut 10, da? E un ciclu. A trebuit să ardeți niște karme și să depășiți acest îngheț, ia uite, să ajungeți la ce? Iar 8. 8, 8, 8, da? 8, 8, transformare, 4, 4, 4, iar lucru, energii foarte puternice. Repet, aveți de transformat ca să găsiți echilibru interior în voi și s-ar putea, așa simt, să-l găsiți într-un alt loc. Pentru că e foarte important locul pentru noi, chiar dacă echilibru îl găsim în noi. Mediul în care trăim transmite o vibrație și noi absorbim mai ales cei cu marcaje în semne de apă. Poate că ați stat într-un mediu toxic, da? Dureros, nesuferit, stagnant. Și acum trebuie să transformați și să mergeți într-un alt loc, job, casă, cămin, eu știu, voi știți. Și ce înseamnă?
fiți mai pământeni, adică oricum sunteți. Știm că raci în principiu sunt pământeni. Sunt. Hai să vedem. E tălarea pentru iulie. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac. M-auziți? Măi? Eu sunt încă aparat. Doar că stau aici la marginea patului, aparatul este pe pat, nu pot să mă aplec prea mult să vorbesc lângă cameră. Aparatul foto, evident. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac. Iulie 2022. Iar comunicare, iar călătorie. Facem 3 și 3. Am făcut etalarea pentru iulie la alegere. Întâlnire cu prietenii sau cu cineva din copilărie, probabil. Hai. 3. Luna. 3. 5 de bâte. Am văzut luna mai devreme. Și magician. În trecut. O să și clarific eventual, dar luna sunteți voi, în conflict, în lupte, pentru a manifesta ceva. E o chestiune de trecut. Ați vrut să manifestați ceva, stabilitate, spor, eu știu ce, ați vrut să manifestați ceva și a trebuit să vă luptați tot timpul. Să vă luptați cu fricile, cu depresiile, cu singurătatea. Ca să, ia, interesant, iar un 8. Să vă transformați viața. Nu știu cât succes ați avut în chestia asta. E o energie a trecutului. Hai să vedem în prezent. 9 de bâte. Ah, frumos, 9 de cupe. Cavalerul de bâte și 9 de cupe. În prezent ați învățat să vă iubiți. Și această dragoste și respect față de voi vă ajută să stați în picioare în fața atacurilor. Nu mai e 5, e 9. Aveți determinare, ați trecut într-adevăr prin multe suferințe, multă boală, multe dureri de cap, răni, chestii, dar stați în picioare. Și nu doar că stați în picioare, dar în această perioadă aveți și o energie specială, aveți încredere, aveți voie bună, aveți o dorință de a explora, de a vă ridica în două picioare, că nu sunteți în patru, dar cum face acest căluț? De a necheza, să vă audă lumea la distanță, de a spune. Nu știu, deci cavalerul se mișcă, acționează, dar pentru mine cavalerul și comunică. Comunicați în forță, vă mișcați cu forță, cu încredere. Și cu această energie care vine mental și emoțional și vă revitalizează, aș spune. Vedeți că și aici apar că acest personaj chiar că seamănă cu acest căluț, da? Ridicați brațele către cer, săriți în sus și ieșiți din obsesia pentru bani, din obsesia pentru falsa stabilitate. Vă veți găsi stabilitatea în voi pe o altă direcție, aș spune. În viitor, valetul de cupe. Steaua, ce frumos! Ați faetonul merge către stea, iau. Aici este steaua, este Sirius, eventual, și 10 de bute. Dacă până acum ați muncit, e pe aceeași direcție, diagonală. Probabil că ați muncit undeva departe de casă, poate ați avut multe responsabilități sau un proiect sau nu știu ce. Unii, majoritatea ați muncit, da? Vă vindecați de acel stil de a manifesta. E chiar sub manifestare. Ați înțeles că manifestarea vine prin conexiunea la inimă și la spirit. Ci nu muncind ca sclavul. Da? E o eliberare. Iar poate să sugereze și călătorie, dar în primul și în primul rând eliberarea de prea multe responsabilități, de prea multe probleme. Vă vindecați. Deocamdată ce avem aici ca și energie, avem luna, racul, pești, rac, scorpion, 5 de bute, 4, așa, avem semne de foc, leu, săgetător, ce mai e? Și berbec, să nu uit berbecii, mami. Așa, ce avem magicianul? Oricine poate fi magicianul, dar în mod special gemeni, fecioară sau, eu știu, poate berbec, poate capricorn, pentru că e unul. Prima zodie, sau ianuarie, dar eu zic că oricine poate fi magician dacă știe să-și lucreze energiile.
Pământ n-am văzut. Deși aveți nevoie să creați stabilitate. Veți crea în timp. Deocamdată aceasta este energia momentului. Hai să vedem. 6 de cupe. Ia uite. Vreți să fiți independenți, independente? Ia uite, să renașteți. Tot aici s-a oprit. Din niște motive, da? După o perioadă de stagnare. Dar stagnarea aceasta a fost necesară ca să vă găsiți credința. Poate ați avut vise inspirante. Veți avea în continuare vise inspirante, că s-a creat legătura în acea perioadă. Da? Și renașteți. Încet, 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 încet vă ridicați. E acest foc interior. Și repet, interior. Nu e în primele două chakre, ci mult mai sus. Și asta datorită acelei conexiuni la spiritualitate care... Interesant și eremitul. Două cărți care vorbesc despre tăcere, despre introspecție, despre însingurare. Poate chiar voită. La început necesar, apoi voită. Dar totul a fost ca să renașteți. Șasul de bâte vă aduce independență sau către un personaj independent cu care vă veți simți foarte bine. Poate veți simți, după toate traumele prin care ați trecut, veți simți că sunteți copii, că aveți un prieten loial, că sunteți, că vă cunoașteți gândurile, că vă simțiți emoțiile. Poate să fie și cineva din copilărie, din tinerețe, voi știți. Dar trebuie, nu știu dacă pot să pun pauză. Ah, am stat în genunchi, dragii mei. Stați un pic să caut clarificatorii. Așteptați? Unde am pus clarificatorii? Uite aici. Hai să și clarificăm, nu? Cât am vorbit? 17 minute. La cât vorbesc eu de mult de obicei, asta e puțin, nu? Hai să clarificăm. Pentru raci, luna în trecut, ce ar putea să însemne luna pentru unii dintre voi? Clarificăm pentru raci, soarele, luna, Venus, ascendentul, luna din rac. Iulie 2023, hai să clarificăm. Luna. Luna. Ups, ceva a venit invers, ia uite. Ați fost supărați, noi. Vedeți? Ați încercat să, nu știu dacă ați reușit, poate că de-abia acum, poate de câtva timp, dar undeva în trecut copilul vostru interior a fost foarte rănit. Poate v-ați simțit și nefericiți și lipsiți de strălucire, dar eu zic că în curând veți începe să străluciți. După cum arată cărțile, ia, vedeți? Hai să le dau așa. Să le vedeți mai bine, da? Da, a fost o confuzie. Cum să fiți fericiți? N-a știut să faceți fericirea, dar acum soare aici în voi. Uite, asul de cupe. Poate a fost și o dragoste, ați pierdut dragostea față de cineva sau v-a îndepărtat situația. Interesant ar putea să fie din... Eu rămân pe chestia asta cu copilul interior, cu mama, o legătură cu mama, o legătură care v-a făcut să suferiți mama și patru de spade. Că recunoașteți că nu o recunoașteți, e problema voastră, dar o legătură cu mama v-a făcut să suferiți. Și să căutați eventual dragostea, sporul, știu, reușita în alte părți, în alte locuri, în diferite direcții. 9 de monede în timp ce vorbesc, da? Dorința de a fi independenți. Dar e bine. Legăturile karmice și acestea de familie sunt toate karmice. Ne îndeamnă să devenim mai buni. 5 de bâte. Poate a fost cineva cu marcajul în zodia leului, poate, dar eu rămân ferm convinsă pe chestiunea aceea, cu copilul interior, pentru că vă veți întâlni cu cineva care vă alină copilul interior și vă face să vă simțiți bine și în siguranță cu el. 5 de bâte. Iar a venit invers. Ia uite, 10 de cupe. Iar fericirea, soarele, varianta mică. Da? Fericirea. V-ați luptat pentru... Sau de mai bine zis,
V-ați luptat să manifestați ceva, dar luptele acestea nu v-au adus fericire. Ați înțeles că, eu știu, poate ați marcat diferite reușite. Succes uneori, pe aici, pe acolo, dar niciun succes nu v-a adus fericirea. Poate că s-au băgat alte persoane, eu știu, în viața voastră. Asta e, sigur. Și nu a fost doar influența maternă într-o formă sau alta. Variază prin suferință, prin boli, prin chiar conflicte, variază de la un om, cât și alte persoane. Cinci de pute înseamnă conflict pentru mine, nu doar interior, înseamnă faptul că sunt diferite alte persoane care stau în calea voastră, concurență la job, eu știu, vecini, prieteni. Dar chestiuni care țin de bani, de acasă, da? De tradiții, de cultură. Aici a fost problema mare. Magiciană, clarifică magiciană pentru raci. Magicianul pentru raci. Regina de monede și cinci de monede. Aici este, ați fost părăsiți, v-ați simțit părăsiți, repet, și de mamă într-o formă sau alta, poate financiar, poate mama n-a avut bani să vă ofere niște chestiuni în copilărie și v-ați simțit abandonați. E un subiect, sau poate mama n-a avut timp pentru că a trebuit să se ducă la job și n-a avut timp de voi să vă țină în brațe, să vă spună povești. Sunt situații, citiți ca să înțelegeți exact ceea ce spun. Și atunci, într-un fel sau altul, v-a forțat, a fost un profesor karmic pentru voi, da? V-a forțat să învățați să manifestați stabilitatea voastră, să fiți pe picioarele voastre, că am văzut nouă de monede. Dar cu câte sacrificii ați descoperit că da. Și poate că ați trecut și prin relații în care ați fost părăsiți. Tocmai pentru că s-a repetat acest șablon în viața voastră. Probabil că acum, într-un fel sau altul, încă se manifestă, pentru că magicianul, chiar dacă e în trecut, nu înseamnă că lucrează în continuare și nu manifestă în continuare și în prezent. Încă lucrați la acest proiect, stabilitatea voastră, afacerea voastră. Eu știu, Regina de Monede are o afacere, ca și preîmpărăteasa nouă de monede. Doar că e un pic mai bine decât, să zic, nouă de monede. Eu știu cum, poate are mai mulți bani în bancă, dar ambele au. Regina de monede este și probabil că unii vă doriți o familie. Dar ea revine influența maternă într-o formă sau alta. Poate că vă doriți copii, da? Vreți să vă așezați la o altă casă, într-un alt loc, repet, în care vă vindecați în continuare de ce am spus, copilul interior trebuie vindecat, încă mai aveți de vindecat și poate persoana lângă care v-ați dori să stați a trebuit să fie suficient de stabilă și de înțeleaptă cât să înțeleagă problemele astea și să vă susțină. În fine, nouă de monede. În prezent, rac. Soarele în Venus să ascende în un nod în rac. Nouă de bâte. Stați pe poziții, nu vă lăsați intimidați pentru că aveți energie, ați văzut. O grămadă. Ia uite, cinci de bâte. În continuare, ați învățat să stați în fața concurenței, conflictelor, celor care ei să se lupte voi. Vedeți, interesant, dacă înainte vă supărau, vă deprimeau conflictele, acum ați schimbat, să zic, tehnica. Și nu doar tehnica, aveți înțelepciune. Chiron are a suferit, dar a învățat din suferințele sale. Regele de spade, asul de cupe. Iubiți în continuare, dar știți că trebuie să fiți și rațional, știți că trebuie să fiți înțelepți. Dragostea este. Iar e un personaj care vă poate fi stabil, cu care vă veți simți bine sau vă puteți simți, variază timpul,
De la om la om. Ideea este că dragostea asta e primită, e înțeleasă, e simțită, dar mai trebuie un pic calmată și printr-o atitudine înțeleaptă, aș spune. Poate e cineva cu marcaj în semnul vărsătorului, gemeni sau ce-ar mai fi, balanță, vine, care vă influențează iubirea ori din partea voastră, ori din partea persoanei pe care o iubiți. Există și varianta asta. Dar hai să vedem cavalerul de bâte. Asta vrea. Da. Temperanța. Da, aveți energie, vreți să călătoriți până departe, vreți să explorați, dar calmați-vă un pic impulsurile ca să se materializeze corect. Da? Văd iar energia săgetătorului în mod special. Sunt vreo 5, una, două, trei, patru. Pentru mine, patru cărți care sugerează săgetătorul. Ideea este că cu cât vă vindecați, cu atât vă revitalizați și aveți încredere să mergeți mai departe. O variantă. Altă variantă care nu o anulează pe cealaltă este că, da, aveți impulsul de a călători, de a explora, de a vă bucura de pasiune, dar uneori trebuie să fiți mai... Faceți-vă planul acela de la doi de bâte pe care l-am văzut. Trebuie să vă faceți planuri. Să nu acționați chiar impulsiv. Da? Pentru că ați învățat să vă zbateți pentru poziția voastră, dar asta nu înseamnă că gata, dați cu toți de pământ, da? Trebuie să fiți în echilibru. 9 de cupe. Wow! Asul de spade, ce frumos! Aici este adevărul. Adevărul, victoria este în voi. Adevărul este că trebuie să vă iubiți, să vă respectați, să vă vindecați și vindecându-vă, am zis, vă revitalizați, reușiți să stați pe poziții, puteți, stând pe poziții, puteți să explorați alte zone. Totul se leagă din punctul meu de vedere. Are legătură. Nu știu, al vostru, dar mie mi se pare că are legătură. Victoria, repet, începe în voi. Dar veți manifesta ceva nou, o nouă relație, o cuvântare, cu vorbiți cu cineva care vă va aduce multă bucurie și eventual și voi le veți aduce multă bucurie, mă auziți? Da. Iar e o comunicare. Cavalerul, am zis cavalerul, am vorbit de nechezat, da? Metaforă, evident. E o comunicare cu cineva care vă va aduce și fericire și vă va alina sufletul. Veți clarifica multe. Veți vindeca multe lucruri neînțelese, multe suferințe din trecut. Comunicarea cu cineva. Și dacă până acum au fost munți în calea acestei comunicări, în momentul în care rostiți, știți ce putere are sunetul? Numai cei care lucrează cu sunetul, eu știu, fac muzică sau eu știu, în alte domenii, să zic, de fizică, și studiază această putere a sunetului, înțeleg ceea ce spun eu acum. Sunetul are o putere fantastică. S-au făcut foraje în munți, apropo, folosind sunetul. Bine, nu sunt domeniu, dar am citit. Se poate. Da? Și atunci, prin această putere a cuvântului, dar cuvântul care vine în dreptate, în echilibru, în pasiune și în dragoste și respect față de voi, atunci manifestați victorie și cu ceilalți, nu doar în voi. Vă vorbesc din perspectiva manifestorilor, dacă știți de human design. Sunt manifestori și știu ceea ce spun acum. Sper să înțelegeți. Ia uite ce frumos, sunt drăgostiți. Da? În momentul de se duce toate grijile, se duc toate grijile, tot stresul, toate conflictele, toată suferința, toată depresia, toată confuzia, în momentul în care rostiți în echilibru și în pasiune, dar în echilibru. În dragoste față de voi, de respect, se manifestă dragostea. Urmează să se manifeste dragostea. Și iar, e o chestiune de alegeri. Fiecare cuvânt e o chestiune de alegere. Iar cine lucrează la modul creativ cu sunetul, înțelege, da? De ce nu folosești un anumit sunet, ci folosești, eu știu, cel pe care alegi să-l folosești într-o creație muzicală? Sau cei care practică poezia? De ce folosești un cuvânt și nu altul? Poezia, în fine, literatura, exprimarea într-o formă sau alta.
iar o chestiune de alegeri. Frumos, nu știu, îmi place, mie îmi place baletul de pupe. Nu știu ce așteptați voi să vă transmit, dar îmi place. Baletul de cupe, 3 de bute iar. 3 de bute și cavalerul de monede. Iar această călătorie pe care o așteptați, o plănuiți de mult timp. Cu cavalerul de monede, zic, așa simt, că o plănuiți de mult timp. Vă va ajuta să exprimați, iar o chestiune de exprimare, valetul, cavalerul, 3 de bâte, valetul de cupe, am zis, cavalerul, 2 cavaleri, un valet, 3 de bâte, asul. E o chestiune de comunicare. Cu alte cuvinte, acel prim cuvânt, prim gest sau prim gând va produce, ca aici la magician, reverberații în relația, în relațiile viitoare sau în relația pe care o veți manifesta în foarte curând. În foarte curând. Veți manifesta ori o victorie super pe care v-ați dorit-o de foarte mult timp și care vă va duce într-o poziție publică pe unii dintre voi sau, pentru că nu toți voi fi în această poziție publică, victoria aceasta se va manifesta în continuare prin călătorii, prin comunicări diferite, de diferite nuanțe și emoționale și practice pe care le-ați aștepta de mult timp și toate acestea participă și vor participa la vindecarea voastră, adică deja sunteți în proces de vindecare și nu doar de vindecare, de redirecționarea voastră către destinul vostru. E ca și când ați tăiat acești munți pe din două, dar urmează să treceți printre ei. Nu-i suficient, înțelegeți? Foarte fain, mi se pare. Da? Lăsați în urmă depresiile, aveți încredere că se pot depăși confuziile, da? Dar în echilibru, în adevăr, da? Nu doar prin pasiune, nu doar prin forța fizică. Clarificăm steaua pentru raci. Hirăcușoare, Doamnă Divină, la mulți ani! Faetonul. Și am zis că faetonul merge către stea. A venit un pic înclinat. Probabil că vor fi un pic niște amânări la un moment dat. Într-o privință. Nu zic în privința călătoriei, ci nu a călătoriei pe care urmează să o faceți, ci a atingerii idealului, vindecării finale, misiunii. Aceea se va manifesta în timp. Poate unii dintre voi blocați un vărsător, există și varianta asta simplistă pe care nu vreau să mă concentrez prea mult, dar ideea este că călătoria pe care vă pregătiți să o faceți vă va aduce vindecare și vă va duce mai aproape de misiunea voastră. Clarificăm 10 de bute pentru răcușor și răcușoare. Iulie 2022. Aproximat multe. A? Da, că ați avut aventurier în preajmă care v-a oferit luna de pe cer, au pus-o în cupă și v-a oferit-o, da? Și v-a oferit pe urmă stres și griji. Puneți capăt acestei povești. Sau acestor povești. Pentru că deja am zis, mergeți către stea. Nu mai aveți timp de așa ceva. Vă dați seama, nu. Hai, pardon, nu face parte. Dă-te la o parte. Ia, hai să facem curat în calea noastră. Să nu ne înțepăm lăbuțele, să nu ne înțepăm roțile, da? Orice piatră stă în cale, curățenie. Cuvântul. Nu, no, n-am nevoie. Mulțumesc, n-am nevoie. Sau poate nici nu mulțumesc, depinde de voi, cât de politicoși veți fi. Vă veți elibera de aceste situații. Da, oameni care v-au mințit. Și iar, poate și tendința voastră, pentru că toți avem această tendință să vă sabotați, să credeți că e dragoste și de fapt să fie altceva. Da? Da. Și să vă aducă dureri de cap și dezamăgire. Da, am zis bine.
Cam asta e, dragii mei. Sper... Ah, hai să mai luăm un mesaj, că e tot ziua voastră. Cât am vorbit? 34. Suportabil față de alte dăți, nu? Mesaje de la îngeri. Pentru răcușoare și răcușori. La mulți ani. La mulți ani. Mesaje de la îngeraș. Mesaje. Băi, ce mari sunt cărțile pentru mâinile mele. Da, cu răbdare. Ia, uite ce frumos. Dați-vă șansa la dragoste. Călătorie? Zisei călătorie de la început și îngerii confirmă acest lucru. 2 și cu 3, 5, marele preot. Aveți credință. Da? Schimbarea începe în voi, prin această dorință de a merge. Lăsați în urmă apele tulburi și mergeți către un nou portal. Interesant. 6, a 6-a, poate. Ah, ce frumos pentru voi! Și se va... Odată manifestată, își zice, aceasta sau realizată, cum vreți voi, această călătorie, ia uitați ce aveți la cap, vai de mine, ce frumos, new love, un nou, sunteți nebuni, o nouă dragoste. Și vedeți că este, da, persoana predestinată va veni în mâinile voastre, veți bucura de atingeri pe care nu le-ați experimentat până acum, ia uitați câte steluțe sunt pe aici, da? Va fi o legătură, este deja o legătură spirituală care se manifestă deja în alte dimensiuni și urmează să se materializeze, da? În momentul în care alegeți dragoste și inclusiv dragostea față de voi înșivă și se va ia de mine, vreau să fiu rac în această, în această perioadă, da? Se va manifesta această dragoste adevărată, uniunea sufletelor, o conexiune care nu-și găsește explicații, aș spune, prin cuvinte. Nu știu, sărutul care trezește divinitatea, aș spune. Ce frumos, ce frumos, ce frumos. Asta e. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau.